Este momentul să o salut din nou pe colega mea, Magdalena Toderici, care de această dată vine cu niște sfaturi din lumea frumuseții. Din nou un subiect pentru femei. Magdalena, te salut! Bună! Te salut și eu, Doinița. Bună seara, dragi telespectatori! Acum sunt într-un salon din Chișinău și mai nou aici putem să ne îndepărtăm tatuajul de pe sprâncene. Și am venit la specialistul Irina, care este mai bine de 5 ani în domeniu, și o să ne spună mai multe despre această procedură. Irina, te salut! Salutare! Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag! Vreau să vorbim un pic despre această procedură de îndepărtare a tatuajului de pe sprâncene și vreau să te întreb în ce situații apelăm la procedură. Bine, în primul rând, în caz că avem o culoare nedorită, ar fi sur în cazul nostru sau roșu, pentru că laserul vede doar aceste două culori. Alte culori, precum verde, galben, albastru, nu le vede. Și dacă, de exemplu, nu știu, nu ne place culoarea deja, nuanța, poate forma, în cazul acesta apelăm la procedură. Da, corect? Neapărat. Și în dependență, iarăși, de preferințe, putem ajunge la culoarea, la pielea curată sau puțin să deschidem din nuanța tatuajului vechi. Este posibil și așa. Și poate apela oricine la procedură sau există anumite contraindicații? Clar că însărcinate și cele care alăptează este contraindicat și la fel persoanele care au diabet. Și cam de câte proceduri ar fi nevoie să facem ca să avem un rezultat pe măsură? În dependență ce tatuaj aveți pe sprâncene, dacă este o tehnică mai ușoară, se îndepărtează dintr-o procedură două, într-adevăr. Dacă este un tatuaj vechi, în special suprapus, cu mai multe tatuaje, spre exemplu, unul a fost făcut în 2002, unul în 2003 și așa până în 2022, presupunem că sunt 10 tatuaje, respectiv 10 proceduri de laser. Cu cât mai mult pigment este în piele, cu atât mai multe proceduri de laser avem nevoie. Hai, eu aș vrea un pic să vedem, știi, din proces și să vedem cum are loc, de fapt. Bine. Totul. Eu o să-mi setez toate... Însetez laserul să facă treaba care avem nevoie. Și neapărat avem nevoie de un cartonaș. Așa, puțin căpșură. Acest cartonaș pentru ce? Pentru ce? Pentru a ne seta corect spotul de lucru. În caz că... Acuș, vă demonstrez. Iată, eu înainte de procedură, neapărat, înainte de a lucra pe piele, eu pun cartonașul pe piele și văd care este distanța mea până la piele. Iată, spre exemplu, acum eu o să fac un impuls. Nu vă spereți, sunetul să fie straniu. Este prea mare. Eu mă duc mai aproape. Deci, iată, cam cu așa distanță eu ar trebui să lucrez pe toată sprânceana. Și eu știu distanța mea de la laser până la piele, că este corectă, și eu încep a lucra. O să fie puțin neplăcut. Așa, atent. Din ce cauză, poate vă întrebați, eu fac acest lucru? Din motiv că, în caz că, uitați-vă, asta se întâmplă foarte des, noi avem așa o distanță de... Acum vă arăt. Iată, dacă persoana, meșterul, de fapt, face mai mic puțin, trebuie să fie un sunet mai straniu. Iată, ați văzut? Dacă specialistul face... spotul lui de lucru, adică distanța de la laser până la piele și iată așa e de mică și nu lucrează cu acest cartonaș, atunci arsuri sunt garantate. Arsuri pe piele, da, bubițe cu apă, asta tot este ați înțeles, este foarte este incorrect. Și atunci mulți, din păcate, au Irina... arsuri de la laser și toți cred că asta e. Irina, eu îți mulțumesc tare mult, din păcate nu avem prea mult timp la dispoziție, dar noi am reușit măcar să vedem un pic din procesul acesta. Da. Sper că o să fie util pentru toate doamnele care vor să-și îndepărteze tatuajul și să revină la o formă mai naturală. Așa că, Doinița, sper că a fost interesant, eu revin la tine. Mulțumesc tare mult! Și...